Aș check. Bă! Baby. Îți mărturisesc sincer că eu tot timpul m-am temut că nu o să apuc să fac materialul ăsta cu tine și tu o să pleci de tot. Având de-a face cu unul dintre cei mai valoroși graficieni români, mă îndoiesc că o să vă surprind prea tare dacă o să vă spun că viața lui se împarte deja între noul Berlin, așa cum am auzit că alintă unii Bucureștiul, și adevăratul Berlin. Așa cum sunt sigur că și-ar dori toți să arate același București. Știi că m-am gândit la un moment dat, oare ce m-a fi determinat pe mine să mă apuc să desenez, știi? Să creez lumile astea paralele în care e ok și mă gândesc că până la urmă e o evadare din planul real. Deci clar planul real era cu probleme. Era cu probleme, știi? Ori era ok, dar eu vreau mai mult, ori... Na. Doamnelor și domnilor, sunt Elvira Ciorcionac și transmit în direct că de obicei din locul unde vom ajunge cu toții, în viitorul sperăm noi cât mai îndepărtat. A dat repede de înțeles încotro vrea să o apuce, încă de mic copil, dezamăgind profund sistemul care îl voia inginer, medic sau avocat. Și-a făcut în schimb fericiți părinții, care l-au și așezat imediat pe drumul cel bun, apelând la școala și mai apoi liceul Nicolae Tonița. Iar nu mai ascultam? Eu și dăm bătaie! Eu te-am făcut! Eu te omor cu mâna mea! Când-i mâncat zările, nu alta! Animația a descoperit-o în Facultatea de Teatru și Film, unde a înțeles destul de repede că viața e făcută din pași mărunți, nervi tari și multă, foarte multă răbdare. Erau cu mine, mă întream cu colegii și ce faci, mă? Păi zic, cum lucrezi la filmul de animație? Care, frate, de 2 ani lucrez la el? Păi zic, băi, sunt 6 minute. Și aia se tără de semne. Vum! Și la... da. Când l-am cunoscut, el avea o diplomă de absolvire și foarte mult talent. Iar eu, o emisiune de publicitate și mare nevoie de un grafician cu foarte mult talent. Așa că am început imediat să lucrăm și să visăm împreună. Mă gândeam că de la momentul marcă, televiziunea o să meargă în zona asta și o să urce mai sus. Mai ales că mai făceau și chestiile a zero de la miezul nopții, care erau super... Adică dacă, cred că acum, dacă te uiți la ele, tot par avangardiste. Da, da, da. Și când colo... Unde, mă? Cred că te uiți la alte canale. A, bine. La canalele germane, așa. Eu mă uit la alea. Totul crește, mă. De pe YouTube. Aici vom ajunge, vrem sau nu vrem. Iar reportajul nostru special și în exclusivitate, ca de obicei, este anume despre asta. S-a împrietenit și el rapid cu lumea publicității. Dar și-a făcut un obicei din a ceda avansurilor doar atunci când propunerea juca în același film cu animațiile lui. Știu că am și refuzat o dată, s-a și supărat oamenii pe mine, am refuzat un job pentru că mi se părea cum să mă asociez eu cu, nu știu, un vânzător de electrocasnice care avea și un personaj cu nume Cretin și am zis, băi, nu mă bag. Și zic, ești nebun? Adică renunț la nu știu câte zeci de mii de euro și am zis, da, eram tânăr, se vede. Acum poate n-aș mai zice, da. Zice, nu știu, găsesc eu pe unii să facă, da, aici. Culmea dezmățului artistic a fost atinsă odată cu marea intersectare a destinelor din planeta Moldova. Cu ei a fost super tare, pentru că eu am citit despre ei în Cațavencu, am văzut că aveam un link, am intrat, am ascultat sketch-uri, mi s-a părut superbe și, în general, când place ceva, dau un mesaj, știi? Și zic, băi, eu sunt Matei Branea, nu știu ce, grafician, la, îmi place ce faceți. Și ăștia au zis, băi, de când vreau să ne întâlnim cu tine și hai să ne vedem la o bere. Și ne-am zis la o bere și după aia era gata, s-a combinat, combinația. Bun, fecioroș, iartă-l de-a păptata că nu m-am gândit prea departe. Hai tot și fă și vrei. A vrut cu tot din adinsul să facă film și asta l-a cam costat. Mai întâi în sute de ore de creație pentru Next Film Festival, după care în ani de animație. Pentru propriul film, Omulan. Proaspăt lansat la Animest. M-am întâlnit cu Andreas Hicade, care e unul dintre cei mai tari animatori din Germania și acum este și șeful Academiei de Institutul de Animație de la Stuttgart. Și discutam cu el, zic că uite, că nu știu că lucrez, că eu eram atunci și în Stuttgart și în București și remote și cum cu echipa, cum suna și ce da, cât de, ce film ai? Ai un scurtmetraj. Cât are? 15 minute. Ăla e scurtmetraj. Zic, da. Pa, am apucat și nu prea e deloc scurt. 3 ani de zile, frate, bag acolo, cu echipă, cu tot. El este Matei Branea, proaspătul profesor de la UNATC, datorită căruia animația românească riscă să explodeze. Mai ceva ca numărul emigranților, noxele motoarelor pe motorină și TVA-ul în insulele din Grecia. Acum o să vadă că nivelul o să crească brusc. Exact. Îți dai seama, măcar la volum.
Știi? Apar 15 minute. 15 minute, te rog frumos. La, știi cum e la festival când te duci așa? Deci, și cât este? Aole, 15 minute. Zic, mamă, o să adormim aici. Noroc că asta e cu de toate. Că eu știu ce lucrezi. Da, 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 e cu... E și cu sex, e bine. Asta prinde tot timpul.